Salut, toată lumea, și pe-am un episod de Samp, bă, căfă. Am un episod de Samp, bă, ce caută Raul pe Rubine Frit, în primul rând. Bă, practic a devenit cel mai mare server din România. Pot să zic, pentru că... Pui mei, frate. Gândiți-vă că a strâns 1000 dintr-o 1000 în niciun minut, deci l-a deschis niciun minut, n-a strâns 1000 din 1000. În al doilea rând, toată noaptea, deci e ora 11 acum, da? Toată noaptea asta constant în 1000 din 1000 playeri, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată la niciun server. Uite ce? Cum aveam 100 de FPS ori 113? Că n-am, mă rog. Deci, 1000 dintr-o 1000, frate, toată noaptea. Voi vă gândiți ce înseamnă chestia asta și... Pui mei, să mă apuc aici pentru că, na, oricum, yellow, mă gândesc că o să fie cam, na, pui mei, dacă o să se deschidă, dacă s-o deschis acum de frite, cine aia o să mai joace pe loc? 400 de playeri maxim. Deci, de azi zic că n-are rost, deocamdată să ne găsim și noi o mașină sau aia, să ai service taxi. Bă, stai! Aoleo! Găsim și noi o mașină, ceva? Mamă, bă. Da, pui mei! Sper că vă place și pe nei, fripte. Da, băi mei. Să și găsesc o mașină, ceva. Ia uite, la autoclicker, ba, ce fac băieții autoclicker, mă. Stați un pic. Da, am și melodie de fundal pentru că... Da. O secundă. Stați un pic. Așa, o secundă să fac ceva. Oricum, e de neimaginat, frate, cum naiba poate un server deschis era de un YouTuber să întreacă toate comunitățile din România la un loc. Pentru că nu cred că e un server deocamdată în România care, în afară de nefrite, care să stea constant 1000 din 1000 toată noaptea, frate. Nu există. Și o să stea constant toată ziua 1000 din 1000, credeți-mă, pentru că sunt mulți playeri care joacă ca disperații, care pur și simplu vor să... De ce nu vrei să înduri? Sau să te abții să furi. Mă, îmi place prea mult de asta. Bă, dar nu știu, frate, ce să iau și o mașină pe aici pe undeva. Bă, să îți mai jur că tot o să te jur. Văd acolo niște mașini, da. Stai aici. Bă, dar nu m-ar lua aștia, stai. A, uite pizza, bă, aici. O fi jobul de pizza, bă, aici, bă. Dar oricum, fraților, ui mei, sper că o să vă placă seria pe ruby.frite. Sper să nu fie un server de la așa făcut la cateringă care se închide după două zile. Sper, ia să-i, full screen, pot să filmez. Aș fi vrut eu. Mi-am băgat Windows 10 pentru că e mult mai bun la gaming, numai că Sampul nu merge așa de bine pe Windows 10. Nu merge să filmez în full screen. Oh, pizza, bine bă. Slash, get job. Ia uite și lag, frate, work. Obligat să vrești, a, ba nu. Get job. Unde dau? A, lol, ce prostă-s. Slash work. Pizza. Da, pur și simplu, am zis să mă apuc de nefritul. Alții cred că deja au vreo 12 ore jucate. Eu am 0,0. Dar oricum nu contează pentru că... Na, mă rog. O să încerc să fiu mai activ aici. Pentru că... Na, după cum am apucat aici, acum să fiu activ. Mă, găsiți numele de Z-Top pentru că... Vai, numele Raul 2 care ai luat și l-am contactat pe Wake și eu zis că nu poate să-l scoată. De fapt, așa au zis pe live, nu știu dacă au zis. Eu zis că nu scoate numele, știi? Dar e enervant pentru că... Eu așa am pus un abonat, pui mei, și la nici nu joacă. Na, mă rog, o să joc cu numele de Z-Top. Nu știu de la ce vine exact, l-am pus așa, mi-a venit pur și simplu. Mă gândeam, era ceva de genul, bă, frate, ce nume să-mi pun? Zetu, clar. Da, asta l-am avut și pe Bizon, de am fost în facțiuni și alea, deci eu zic că e ok numele. Chiar dacă, bai, nu cred că o să joc pentru funcție, adică nu o să joc pentru funcție, zic eu. O să joc doar să intru într-o facțiune și să filmez pentru voi, pentru că asta e cel mai important, wow. Și plus că asta e un GM foarte original, deci foarte original față de altele. Nu știu de ce zic unii că e copie baghet, pentru că mie nu mi se pare chiar copie baghet. Da, am un pic de lag când filmez, pentru că totuși OBS Studio Plus filmez în window mode, minunat. Hai mă, dă-i sprintul. Da, știu, cu microfonul ăsta se aude mult mai tare tastatura, dar n-am ce să fac. Chiar n-am ce să-i fac. Se mai întâmplă.
Mama, dar ce place melodia asta. Viața trece, mă lasă rece, dai, 10, mă rog, nu mai știu exact. Da, mâine plec la bunici, așa că trebuie să filmez multe episoade de pe rubi.nefrite.ro astăzi. Oricum o să joc la bunici, dar nu o să mă joc, nu o să mă joc pe el, cred. Nu cred că o să mă apuc de el, frate. Nu o să mă apuc de el. Pentru că v-am zis, server prea... O să fie foarte nepopulat, o să aibă puțin playeri. Sau cum ar fi fix când vreau să mă apuc de Nefrite să se ducă toți pe el și să, să aibă Nefrite 500 de playeri. Nu, nu o să întâmple chestia asta, pentru că odată ce e Wake aici, e și logic să joace mulți playeri aici. Pentru că, pui mei, YouTuber, mai vrei și tu o poză cu el și alea știi bine, eu nu de la cu pozele cu alea, mă piși pe ele de poze. Vorba lui, ce pula mea faci cu poze, te duci când vrei să te angajezi. Sau nu, nu neapărat că vrei să te angajezi, te duci așa peste câțiva ani, uite ești frate, poză cu mine pe Sam, știi, pui mei, frate. Da, ce melodie s-a pus, că se vede așa un pic, că e... E taskbar-ul ăla transparent și pot să văd gen ce melodie, ce melodie se pune. Ei, futus, uite, frate! Uite, player de genul ăsta aici, da, sunt de catering. Mergea drept, după aia mă vede pe mine, a, hai să mă bag în ăsta, așa. Numai player de genul ăsta aici, nu contează. Mamă, uite, frate, 100, 1000, pardon. Și ăștia, uite cum își iau ăștia kick și ban în chat, bă. Vedeți? Și tot 1000 din 1000 sunt. Doamne, mă, este prea popular serverul, frate. Bine, mi-e frică cum o să stau dracu. Vreau să intru la ședință, mă găsesc în ultimul minut ședința, nu mai apuc să intru. Pizza. A, am și quest. Bine, mă. Da. Bine, doar acum o să-mi pun melodii de fundal, dar nu știu să nu mai pun. Și dacă mai dau o dată pizza, you can deliver. A, și după aia când o duc, mă mai dă, mai dă un cooldown de la. Mă greva GR, Speed, Exploratoral, Murdar, Dulcerea, BC. Dar și după 2 săptămâni de activitate pe server, se vor alege liderii, helperii și toate alea. Eu cel mai probabil o să aplic pentru lider, SFPD sau LVPD, pentru că la LSPD nu o să am șanse, pentru că nu o să fiu așa de activ. Adică 100% o să vină unul de la cu 500 de ore. A, glumeam. Putul nu o să vină un dăla cu multe ore. Și nu o să am ce să fac. Oricum o să încerc să joc cât mai mult, frate. Dar o să vină de aia cu autoclicare. Și n-am ce să fac, pentru că am autoclicare probabil care te întreabă, bă, frate, ești la PC? Sau nu neapărat, sau chestia cu AFK-ul. Există Bybes la orice, la orice autoclicare, you know? Poate să pun acolo, de exemplu, că e AFK, știi? Să-l... Sau când dă un spec admin pe tine, să apară AFK automat acolo, you know? Nu știu, pur și simplu. Bine, anticitul se poate repara și el, oricând. Hack-ul se poate repara, anticitul se poate repara, oricând, știi? Dar zic așa, nu o să dispară niciodată autoclicker-ul. Și eu nu o să joc cu autoclicker, nu o să joc cu niciun cod, deci nu cred că o să am cum să intrec pe aia cu coduri. A, serios? Ok, o să muncim oricum să facem bani. După aia merem, după câteva săptămâni când se fac și liderii, să aplicăm la o facțiune. Dacă nu apuc să fiu și eu lider, chiar dacă nu apuc slash time. 621 de secunde. Job time, reload, enter, pizza! Există comanda pe move să facă pârliți ăștia? A, lol, nu există, bine, awake. Sau basket 4. A, există basket 4. Ah, salut, Bizon. Da, pui, mie, e un abuz de asta, dar oricum, dacă băieții sunt activi să dea aspect pe play, nu e nicio problemă. Mamă, 1000 din 1000 constant, frate! Eu nu mă așteptam, zicea cineva, frate, eu zic, o să fie cel mai popular server din România pentru că eu wake pe el. Ce, mă, nu contează tot. Bugged-ul e baza, ce, o să se ducă toți pe bugged. Nu, nu e așa, uite. Ia uite, 1000 din 1000, toată noaptea. Bine, adevărul e că dacă face live cu Sampo, X strânge 1000 și noaptea pe live. Deci și logic să fie așa, pentru că ia 1000 care stau și pe live, stau și pe Sampo automat, nu? Da, na, păi, oricum e super, super tare. Serverul ăsta nu mă așteptam să crească așa, dar mie-i convine. Am și unde să joc acum cu un server, pe un server de la full 1000 din 1000, știi? Că pe astea îmi plac, uite, ca în facțiune. Ai unde să-ți faci, frate, raportul? Chiar ai unde să-ți faci raportul? Băi, pe RPG 4 unde dai aș fa raportul la 300 de playeri online?
Tu ai idee câți civili s-au lăsat? Bine, tu. Voi aveți idee câți civili s-au lăsat de Bizon sau de Bughead? Adică câți civili? Că nu cred că unul care are admin 6 pe ăsta pe Bughead sau pe Bizon s-a lăsat de Bizon ca să intre pe Nefrit, știi? Ca să fie civil și să aibă level 1, știi? Dar așa voi, vă dați seama câți de aia care n-au aproape nimic. Stai, pot să iau și pe spate? Da, pot să iau și pe spate. Deci asta zic. Nu știu, la Windows 7, la Windows 10 e de căcat pentru că nu merge să am pus să-l filmez ca lumea și să am pus jocul meu main. Dar la Windows 7 e de căcat pentru că nu merge ca lumea OBS Studio și nu merg ca lumea unele jocuri mai noi. Adică uite, dacă vreau să joc Battlegrounds, că mi-a dat un prieten cont de Battlegrounds să joc eu, face numai probleme. Nu pornește, badă, cărșale, uite, pe Windows 10 merge perfect Battlegrounds, frate. Cum vă explicați? De la Windows, mă gândesc și eu, nu? Apoi, mea, oricum, o să lasă că-ți filmez câteva episoade de pe neprite. Nu știu cum să le pun, cred că o să pun Ruby RPG. Gen, știi, în nume, cum am pus până acum Bizon T4 pe RPG. O să pun Ruby RPG, știi, nu o să pun Nefrit, că e prea lung. Bă, numele nu, adică nu știu, e ciudat numele Ruby Nefrit. Mă așteptam să fie ceva cu RPG nume, cu alea, dar e super original, știi. Hai să dăm aici un speed, o să-ți iau de nasul la microfon, ai nou, da? Speed, motherfucker. Igașca mea, oh. Igașca mea, oh. Igașca mea, oh. Igașca mea, oh. Bine, vă dați seama că o să fac și alte jocuri pe canal acum, bai ales că se lansează Outlast 2 și alea, dar nu... Na, ați prins, uitați un pic. O iau paci. Stați un pic. Haide că... Gata, am revenit. Wow, ce e aici, uitați-vă. Mamă, mamă, ce aici, mâncați așa. Paranoia. Mamă, uite, bă, AFK, uite, au sleep for more than 10 minute, mamă. Și tot e 1000 din 1000 și au luat 4 kick deodată. 1000 din 1000, frate, uite, 999.000, vedeți? Intră imediat. Ia uite, hai să așteptăm. 999.000, vezi? Hai să așteptăm un pic. 999.000, instant, ai văzut? Uite, vedeți? Deci când intră automat, na. Asta mi se pare super șmecher, serverul o să fie cel mai popular din România pentru o perioadă îndelungată de timp, zic eu, dacă tot se simte de treabă și o să plătească o hostul la timp și toate chestiile alea. Ca adevărul e că sunt scumpe toate chestiile astea, adică pentru 1000 de player host de la Zero Ping, nu știu cât, după aia să mai dai și pentru ăla și... După aia domeniu, dar cred că domeniul e permanent, nu sunt sigur. Mă rog, atunci dacă e domeniul permanent, nu e chiar așa de scump, că doar hostul e 100 și ceva de euro, deci nu e chiar așa de scump pentru un host de 1000 de player, zic eu. Mai dăm o pizza, un pizza, cum s-ar spune, mai dăm o pizza și după aia merem să aplaudăm episodul, eu mă duc să mănânc ceva, că de-abia m-am trezit și 1000 din 1000. Uai, să am grijă să nu stau mai mult de 10 minute, pentru că după aia văd că mi-au kick. Uie cu surplus. Nu-mi dau seama, alertă răsărit sau a pus eco, s-a făcut praf și a sâmbas. Am și eu vocea grosă plină de vas. Adun prin mine tot ce a mai rămas și foița se transformă într-un joy în gras, grădina mă rog, nu mai știu exact melodia. Cam la Greenpeace. Avem aici fratel, face. Bă, nu mă pot concentra, e muzica prea tare. Gladilea, tată, tu ai pupila, tipul, zice, stele, toată o spre mătură, nu strică nimănui, o noapte de bumbă. Aici nu mai știu ce zicea, și țigara în gură. Da, pui mi ce retardată când mă trezesc, așa e? De aia nu trebuie să filmez episodele fix, mă trezesc și să pun și melodia de fundal. Mai grav, stați un pic. Am scobit în ureche, ok, never mind. Ah, da, nu e bine să faci chestii de genul. Bă, aseară am fost pe live-ul Awake, dar n-am stat la deschidere pentru că mă gândeam cum mă apuc de el, dar după aia peste noapte am intrat la ora 3 și am văzut că e 1000 din 1000 server ains, fratei, nu mai putem, ne apucăm direct de Nefrite Ruby, Ruby Nefrite. Hai de pe mine, ce retardată să mă trezesc. Trebuie să o pup pe maică-mea să-mi schimbe parola la... Ăsta la contul de Samp, dacă o să intru într-o facțiune sau să fiu lider sau ceva.
când mă trezesc. Bine, de eu sunt retardat. Eu când, dacă ar veni unul să mă iau la ceartă cu el, aș juca de toți morții. E glumea, nu-s chiar așa. Păi mei. Mai ales dacă aș avea un cont cu funcție sau ceva, știi? Dar chiar aș vrea, chiar eu zic că sunt gata pentru o funcție, frate. Am fost în facțiune, am fost în toate facțiunile posibile. Regulamentul logic, adică dacă ar fi acum să mă ia unii la teste, să intru în ce facțiune vreți voi, aș ști pe de rost, pentru că... Nu că sunt ușoare, dar după ce intrat de multe ori le înveți. Prima dată așa, cu un fake, ies cu un de-alea, mă mai uitam pe regulament, acum le știu, frate, că le înveți în puii mei. Sau mai aveam pe al doilea monitor regulamentul, știi? Dar la un moment dat le înveți, frate, și te piști pe el de regulament, că... Până la urmă îl știi, dracu. Și na, na, nu mai folosesc fake-esc. La un moment dat tot îl înțelegi. Na, mă rog. Uite, dacă vreau să mă duc pe a doua pagină, gen pe al doilea monitor, uite. A, dar trebuie să dau așa. S-a blocat jocul. Și automat pe mine mă pune AFK în joc. Deci n-am cum să te rișesc cu chestii de genul. Avem onoarea să fim beți. Sau cum era? Avem onoarea să vă spargem, nu avem onoarea să fim beți. Doamne, băi, 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 Raul, băi. Bă, le știu toate melodiile de așa la bazuca aici de mă. Mamă, unde mă duce să pun pizza asta, frate? Dacă e din săfă, în lăsă, în capătul lăsăului, și clar că o să-mi dea vreo 50 de bii. Cel puțin sper să-mi dea. Mamă, de-abia aștept, mai filmez câteva episoade și după mă joc pe nefrite, Ruby. Stai așa un pic. M-am lăsat la maxim jos cu scaunul ca să pot să stau cu gura în microfon, să mă auziți ca lumea, frate. Ai, da. Uite, și pe ăsta mâncați, aș gura cu mine pe lângă mine. Te feme că nu mori. Doamne, bă, ce de tata sunt. Da, pui mie. Ia uite, mă. Bă, fraților, sper că v-a apucat acest episod. O, 48.000, lol. Sper că v-a apucat acest episod, fraților, ne-ați să lăsați butonul de subscribe la canal. Dacă mai aveți episod în continuare și noi ne vedem data viitoare. Salut! Salut, am zis! Nu se închide filmarea. Nu se închide filmarea, ești prost? What? Wow.